Partidul Național Liberal Vâlcea mai pierde un primar. Toma Ciolacu, primarul Comunei Stroiești, și-a anunțat plecarea din PNL. Am hotărât astăzi să trec în echipa PSD, condusă de domnul președinte Constantin Rădulescu, deoarece am considerat că cel mai bun lucru pentru mine și localitate, în momentul de față, este Partidul Social Democrat. Dacă vreți și poate nu o glumă, o chimie, chiar și numele de Ciolacu mă recomandă să merg la Partidul Social Democrat, având în vedere că cu siguranță domnul prim-ministru Marcel Ciolacu va fi președintele României la alegerile viitoare. Alesul local din Comuna Astroiești dă asigurări că și după această mutare va continua să lucreze pentru dezvoltarea comunității, atrăgând noi finanțări europene și guvernamentale. Vă asigur că îmi voi face treaba acolo unde sunt și voi pune tot ce ține de mine în a rezolva problemele comunității și ale partidului pe care îl reprezint. La alegerile din 9 iunie 2024 voi fi candidatul Partidului Social-Democrat pentru primăria Comunei Struiești, pentru funcția de primar. În cele două mandate de primar, Toma Ciolacu a reușit să acceseze fonduri pentru modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea și modernizarea școlilor, căminelor culturale și dispensarului din Comuna Stroiești. În 2022, Toma Ciolacu a atras o finanțare de 15 milioane de lei pentru înființarea rețelei de canalizare în Stroiești.